Sanatoriul de nevroze Predeal a fost înființat de trei medici în anul 1934, care au luat hotărârea de a-l construi, să aibă un loc unde să îi îngrijească pe bolnavi. La data de 2 noiembrie 1948, prin decretul prezidențial de naționalizare numărul 302/1948, sanatoriul a trecut în proprietatea Ministerului Sănătății. În prezent este singura unitate de acest profil din țară aflată în subordinea directă a Ministerului Sănătății de monospecialitate, având ca obiect de activitate recuperarea afecțiunilor psihice marginale, precum nevrozele ori depresia. În ultima perioadă, efectele psihologice ale pandemiei cauzată de COVID-19 au determinat o creștere masivă la nivel global a incidenței depresiei și anxietății cu 25% doar în primul an de pandemie. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 40 de milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă de depresie, echivalentul la 4,3% din populația Uniunii Europene. În România, persoanele afectate de depresie suferă adesea în tăcere din cauza nivelului ridicat de stigmatizare și a lipsei de conștientizare a opțiunilor de îngrijire disponibile. Din acest motiv, este probabil ca numărul persoanelor care se confruntă cu depresie să fie subestimat. Pandemia de COVID-19 a adus o umbră asupra acestei categorii a populației și este posibil să fi exacerbat obstacolele în calea accesului la ajutor. Veronica Jardan, membru fondator în Asociația Psihologilor Atestați din România și coordonatorul psihologilor de la Sanatoriul de Nevroze Predeal, vorbește despre beneficiile curei sanatoriale asupra sănătății mintale, despre depresia și burnout-ul care pot fi tratate cu succes la acest sanatoriu. Acum pot să vă spun că la nivel național avem o instituție de stat care este Sanatoriul de Nevroze din Predeal. Este singura unitate pe acest profil ca instituție de stat, în care se pot interna persoane care au burnout profesional și după COVID și după o activitate accentuată și cu această oboseală psihică pot face internarea în cadrul sanatoriului. Chiar și în perioada pandemiei, acest sanatoriu a funcționat ca spital de suport COVID, în sensul că medicii și cadrele medicale au fost internate fiind pozitive sau venind în contact cu persoane pozitive și au fost internate la sanatoriu. Timp de un an de zile, sanatoriul așa a funcționat ca spital COVID. Acum, în prezent, sanatoriul, după această perioadă de spital COVID, și-a reluat activitatea pentru a interna în cura sanatorială și cadre medicale și orice persoană care trece prin burnout, prin depresii, prin anxietăți. Cura sanatorială fiind o mană cerească pentru cel care își face internarea, în sensul că iese refăcut psihic. În cadrul sanatoriului există o echipă de specialiști, avem trei medici psihiatri care acordă medicația necesară pacienților internați. Avem asistente medicale care sunt 7 zile din 7, 24 din 24 de ore în slujba pacienților. Avem echipă de psihologi care lucrează pe partea de integrare psihologică a acestor cazuri de burnout sau de orice altă simptomatologie psihologică, lucrând pe partea de psihodiagnostic ca psihologi clinicieni, dar și în partea de intervenție psihologică și individual, dar și prin grup, prin terapie de grup. În plus, avem diferite evenimente care le organizăm în cadrul Asociației Psihologilor Atestați din România, în colaborare cu Sanatoriul de Nevroze Predeal, în care aceste evenimente joacă un rol foarte important în cura sanatorială pentru refacerea psihică a persoanelor care apelează la internarea în cadrul sanatoriului. De câte astfel de instituții ar avea nevoie România, având în vedere că Sanatoriul de Nevroze din Predeal, așa cum ați spus, este singura instituție de stat din țară?
care oferă un pachet complet de tratament și recuperare în afecțiunile sistemului nervos. Din punctul meu de vedere, pentru sănătatea psihică a românilor ar fi necesar cel puțin un astfel de sanatoriu în fiecare județ. Dar în prezent sunt foarte multe sanatorii, dar private, cu costuri foarte mari. Din păcate, nu orice român își permite aceste costuri foarte mari. De aceea eu recomand din suflet acest sanatoriu de nevroze de pe Valea Râșnoavei din Predeal, care fiind o instituție de stat, este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate partea de cură sanatorială. Are doar un cost decoplat în funcție de cât de performantă să fie cazarea, în sensul că avem condiții hoteliere, avem un pavilion cu garsoniere unde se pot face internările individual, avem pavilion în care pot fi două persoane în cameră sau avem pavilionul 3 cu apartamente unde sunt două camere cu o baie. Sunt condiții hoteliere și sistemul decoplat este doar pentru ce optează fiecare. În rest, cura sanatorială este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate și beneficiază de această echipă multidisciplinară cu medici, psihologi, asistenți medicali, dar și cu profesori de educație fizică și sport, pentru că știm cu toții cât de importantă este mișcarea pentru sănătatea psihică, pentru sănătatea creierului nostru. Ei au întâlniri zilnice cu profesoara sau cu profesorul de sport, în care, în funcție de diagnosticul pe care îl au, li se recomandă mișcarea de care au nevoie. Fac și excursii montane cu domnul profesor de sport în munții din apropierea sanatoriului. Cura sanatorială, din toate punctele de vedere, este foarte bine acoperită, inclusiv cu partea de cazare și de mese servite în sistem de ospătar, de sală de mese, adică nu este un spital, este un sanatoriu la condiții de lux. Cât ar trebui să fie o astfel de cură? O astfel de cură, din buna colaborare dintre psihologi și psihiatri și managerul sanatoriului, am ajuns la concluzia că minim 14 zile este necesară pe o astfel de cursă, de cură sanatorială, între 14 și 30 de zile, astfel încât să fie cuantificate aceste rezultate de însănătoșire psihică, iar la reexternare primez recomandările de rigoare, în sensul că avem pacienți care chiar și la 6 luni fac încă o internare, pentru că noi educăm în această direcție de a lucra la a preveni. Este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Și atunci, după cura sanatorială, după ce trec 6 luni sau un an, e posibil să se dezvolte din nou aceste simptome psihologice, psihiatrice, și atunci este bine să vină preventiv din timp la sanatoriu. Le facem această educație psihologică pentru a fi mult mai ușor de tratat. Pentru că, indiferent cât de bună este cura sanatorială, seminii noștri se întorc în același loc de muncă care este vampirizant energetic, în același mediu familial. Evident că se întoarce upgradat și cu altă putere de a integra totul, dar știm cu toții cât de copleșitor este stresul cotidian care îl traversăm cu toții. Și atunci, oricând se poate face această reinternare, și cu acest aspect important și de tratare în cadrul curei sanatoriale, dar și cu aspectul de a preveni. Care este gradul de ocupare în momentul de față la sanatoriul de nevroze din Predeal și dacă există și o listă de așteptare? Momentan sunt perioade și perioade. În perioada sărbătorilor, în general, sunt foarte multe locuri libere, pentru că noi, ca români, așa, suntem obișnuiți ca sărbătorile să le facem în familie și atunci gradul de ocupare este mai redus, urmând ca de acum încolo să urmeze chiar și cu liste de așteptare. Sunt diferite curbe. Cu toate că atunci când apar sărbătorile, se accentuează și simptomatologia. Sunt foarte multe persoane singure care, neavând cu cine să facă sărbătorile, depresia, anxietatea se pot accentua.
Dar, repet, această perioadă de sărbători este cu o adresabilitate mai redusă. Urmând ca ulterior, într-adevăr, să facă și cu listă de așteptare și în funcție de solicitării să se acorde acest loc pentru fiecare cine apelează la serviciile sanatoriului de nevroze din Predeal. În ultimul an, ce efecte post-COVID-19 ați observat la pacienții care au venit la sanatoriul din Predeal? Din păcate, ați scos în evidență foarte importantă această simptomatologie care apare post-COVID. Din păcate, se accentuează această simptomatologie post-COVID, în sensul că după ce a trecut acea criză mare, după acele 2 luni în care am fost obligați să stăm în casă, copiii au intrat în online cu școala. Acum urmează un alt val în care apare această simptomatologie post-COVID, în care, din păcate, apar deteriorări cognitive severe, simptome de depresie și anxietate accentuate, insomnii, atacuri de panică și, în special, ceea ce am remarcat, o parte de memoria de scurtă durată foarte afectată și o irascibilitate foarte accentuată a românilor. În momentul de față, dacă ar fi să faceți o caracterizare a situației sănătății mentale a românilor, și aici mă refer la depresii, în mod special și la nevroze, poate cele mai frecvente și mai cunoscute de către români, cu cât a crescut numărul cazurilor în ultima perioadă? Comparativ cu perioada dinainte de instalarea COVID-ului, a crescut alarmant, foarte, foarte mult. N-aș putea să dau un procent pentru că nu am făcut o cercetare în acest sens, dar este o provocare, uitați, să realizăm și o astfel de cercetare, mai ales că în cadrul Asociației Psihologilor Atestați din România avem colegi care se ocupă de cercetări și putem face o cercetare în acest sens. Dar vă pot spune că a crescut alarmant și foarte mult și ca și accentuare. Pentru că dacă înainte depresiile erau mai ușoare, anxietățile mai ușoare, insomniile mai ușoare, iată că acum vin cu simptome foarte grave, cu insomnii foarte accentuate, cu un burnout foarte sever, care necesită și o medicație mai amplă, o schemă de tratament mai bine supravegheată de medicul psihiatru și simptomele sunt mult mai accentuate și cazurile mult mai grele și mai multe.